regăsit la o altă emisiune 15 and Fit. Haideți astăzi să ne întâlnim împreună. Avem nevoie de o saltea, de două gantere și de multă voie bună. Începem cu o încălzire. Întâi duc brațele lateral stânga și dreapta. Inspir și expir. Foarte bine. Nu am să număr pentru că facem împreună. Excelent. Acum am să rotez brațele lateral dreapta, de două ori, lateral stânga. Foarte bine. Și încă două. Și ultima. Excelent. Acum am să duc piciorul lateral sus, jos. Haide, împreună cu mine, piciorul pe partea opusă. Excelent. Inspiră, expiră. Ok? Acum am să încălzesc și genunchii. Fac ușoare genunflexiuni. N-am să plec până jos. Am să fac strict pentru încălzire. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foarte bine. Pentru antrenamentul de astăzi, așa cum spuneam la început, o să avem nevoie de două gantere, însă acum am să fac câteva exerciții cu propria greutate. Am să mă așez pe saltea, pe palme și am să ating umerii. Una, două. Facem împreună 10 repetări. Haide. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, 9, 10. Excelent. Acum, în aceeași poziție, am să duc șezutul mult spre spate, astfel încât să întind mușchii spatelui. Pentru a fi și mai intens, pot să fac distanța să fie și mai mică. Inspir, expir. Revin, întind. Și fac 3 pulsații. Foarte bine. Revin ușor, întind și continui. Ultima repetare. La fel, 3 pulsații. Foarte bine. În aceeași poziție, am să duc acum genunchiul drept spre cotul stâng. Genunchiul stâng spre cotul drept. Împreună cu mine o să facem 10 repetări. Haide! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelent! Și am să iau acum gantrele. Am să lucrez din genunchi, duc brațul spre față, puțin mai sus decât nivelul umărului. Împreună cu mine, 10 repetări. Haide! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foarte bine. O să luăm o mică pauză pentru hidratare. Între timp vreau să-ți spun că antrenamentul în aer liber este foarte eficient pentru că afară este o altă cantitate de oxigen. Îți recomand să te antrenezi acasă, în curte, pe balcon sau de ce nu, într-un parc, într-un loc liber în care să te poți deconecta de la stres și tot ce este pe afară și să te conectezi cu tine în acest moment în care pot face ceva pentru tine. Acum pe ce nu treabă, am să mă ridic, mă pregătesc următorul exercițiu, tot pentru partea spatelui. Am să cobor ușor trunchiul în față, ducând bazinul spre spate, cobor gantele prin fața genunchilor și am să duc coatele în spate. Este un exercițiu special pentru partea spatelui, așadar dacă lucrezi la birou și mușchii tăi sunt tensionați, acest exercițiu te va ajuta să te detensionezi. Împreună cu mine o să faci 15 repetări. Haide! 1,
2, 3, 4, strânge coatele, 6, 7, 8, 9, 10, încă 5, 4, 3, 2, 1. Aceeași repetare, doar că acum am să schimb poziția gantelor din poziția aceasta, am să întorc în această poziție. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și încă 5. 1, 2, 3, 4, 5. Excelent! Acum am să continui să fac mișcările pentru abdomen cu două gantere și din picioare. Merg lateral dreapta, revin lateral stânga. Împreună cu mine pe fiecare parte să avem câte 10 repetări. Haide! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și încă 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foarte bine! Las gantele deoparte și acum am să continui să alerg pe loc pentru a face puțin și tip cardio. Haide! Excelent! Inspiră și expiră. Dacă vrei să fii într-un mai solicitant, poți duce din unghii mai sus spre piept sau partea pentru începători în care alergi foarte ușor pe loc. Eu mă setez undeva la partea medie, așadar am să continui. Inspirând și expirând. Foarte bine. Încă câteva secunde. Excelent. Continui acum cu gantelele. Am să fac fandări pentru partea picioarelor. Întind picioarele. Am grijă să nu depășesc vârful pantofului când cobor și mă duc pe linia bazinului. Împreună cu mine, pe fiecare picior, o să facem 10 repetări. Haide! 1, 2. Dacă ești începătoare, poți face aceste mișcări chiar și fără gantere. Foarte bine! 7, 8, 9, 10. Scutură picioarele. Deja mușchii încep să ardă. Semn că lucrez foarte bine. Schimbăm piciorul. Haide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelent! Las gantele deoparte și am să alerg în continuare, inspirând și expirând. Alergarea se face pe vârfuri, pentru că este o alergare ușoară. Am să continui acum din nou cu partea de fandări, încât să avem 3 serii, pentru că vreau să mă asigur că antrenamentul a fost unul eficient. Împreună cu mine o să faci 8 repetări. Haide! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelent! Scutură picioarele. O să facem și pe celălalt picior acum. Schimbă piciorul și coboară împreună cu mine. Haide! 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foarte bine. Alergăm câteva secunde. Inspiră și expiră. Mișcă brațele. Și ne pregătim de ultima serie pentru partea picioarelor. Foarte bine. Inspiră și expiră, calmează pulsul. Și pregătim ultima serie, care va fi tot de 8 repetări. Haide împreună cu mine. 3, 2, 1, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelent. Scuturăm puțin picioarele. Și ultimul exercițiu. Ia distanța și începem împreună cu mine. Haide! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foarte bine! Las gantele deoparte și acum mă pregătesc pentru un alt antrenament, tot pentru partea picioarelor. Depărtesc picioarele și am să merg lateral cu brațele. Duc bazinul în spate, astfel încât antrenamentul să fie eficient și mușchii să lucreze la capacitate maximă. Împreună cu mine, pe fiecare parte, o să facem 6 repetări. Haide! 1, 2, 3, 4, 5, 6, foarte bine, 7, 8, 9, 10 și încă 2. 1, 2. Excelent! Scutur picioarele, relaxez mușchii și mă pregătesc de ultima repetare. Iau distanța, mă pregătesc și o să facem împreună 10 repetări. Haide! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelent! Și ultima serie, care o să fie tip cardio, o să fie săritura tip jumping jacks. Depărtez picioarele și brațele în același timp, în timp ce voi sări. Facem împreună 10 repetări. 3, 2, 1, start. 4. Bine, nu am numărat pentru că este foarte solicitant să și vorbesc, să și sar, însă sunt sigură că reușiți să mă urmărești. Încă o dată, tot 10 repetări, după care antrenamentul de astăzi se încheie. Haide! 4. Bine! Antrenamentul de astăzi este gata. Sper că ți-a plăcut, sper că a fost eficient și că ai obosit puțin și ai simțit mușchii cum lucrează. Ne vedem și data viitoare la o altă emisiune în care ne antrenăm împreună, atât în aer liber, cât și acasă, pentru că sunt sigură că 15 minute într-o zi îți pot face timp pentru tine. Îți mulțumesc!